Centrul creștin Caleb din Cluj-Napoca a găzduit în perioada 24-26 iulie 2013 evenimentul intitulat Conferință cu Chris Vallaton. La ce vă gândiți? Pentru că lucrul la care te gândești, așa vei deveni. N-ați înțeles oare? Chris Vallaton este pastor senior la Biserica Bethel, este autor al mai multor cărți și totodată deține funcția de fondator și supraveghetor al activităților care au loc la Bethel School of Supernatural Ministry din Redding, California. Bărbatul își va părăsi mama și tatăl și se va uni cu soția lui și cei doi vor deveni din nou una. Why? De ce? Because the one. Pentru că unul became two. Au devenit doi. And wholeness comes. Și plinătatea vine. Not when we marry. Nu atunci când ne căsătorim. But when we merge. Ci atunci când ne facem una. God took Adam and he broke him in half. Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a separat în două. The Bible says that Adam was alone. Biblia spune că Adam era singur. I'd like to propose that he wasn't by himself. Aș vrea să vă sugerez că de fapt el nu era el însuși singur. Or he couldn't have been fruitful and multiplied. Pentru că n-ar fi putut să fie roditor și să se înmulțească. But that he was lonely. Dar era singur în afară doar. Because he was created to need God. Pentru că a fost creat să aibă nevoie de Dumnezeu. Ephesians chapter 2 verse 4. În Efeseni capitolul 2 versetul 4 says that I am currently spune că eu seated in heavenly places sunt prezent așezat în locurile cerești in Christ Jesus. În Hristos Iisus. I am already seated in deja heavenly places. Deja sunt așezat în locurile cerești cu Iisus. And I believe și cred that when that becomes a reality, că atunci când acest lucru devine o realitate, when that verse moves from a theology and a philosophy, când asta nu mai este doar o teorie și o filozofie, and it becomes a reality, și devine o realitate, that it will change your destiny, că îți va schimba destinul. Chris Vallaton este cunoscut la nivel internațional datorită ungerii sale profetice, iar în cadrul celor trei zile ale conferinței a atins diverse puncte și perspective ale unei vieți creștine autentice și a împărtășit numeroase întâmplări pe care le-a acumulat în cei peste 26 de ani de slujire. Și asta a durat cam 10 minute. And they grab hands, și s-au ținut de mâini and they walk out. Și au plecat. I am in shock. Eu sunt șocat. I don't know how she got healed. Nu știu cum s-a vindecat. He didn't have any faith. El nu a avut credință. I was the doubter. Eu eram cel care m-am îndoit. Jesus would have put me out of the room. Iisus m-ar fi scos din încăpere. And she didn't believe either. Și nici ea n-a crezut. And I'm in my car driving home. Și în timp ce șocam spre casă, am spus cu voce tare. I'm by myself. Eu eram singur. I said, Jesus. Am zis, Iisuse. Why did you heal her? De ce ai vindecat-o pe ea? Through him. Prin el. Instead of through me. În loc să-l convindeci prin mine. He said, he broke her, he can fix her. Și Iisus mi-a spus, el a vătămat-o, el s-o repare. Mă întâlnesc, am o întâlnire romantică, mă întâlnesc și curând încep să mă tem că tu vei vedea ceva înăuntrul meu pe care cred eu că îl văd înăuntrul meu. Și știi ce se întâmplă? Când mă apropii atât de mult, încep să construiesc un caz împotriva acelei persoane. Am un întreg dosar împotriva acelei persoane. Vedeți? Nu pot să suport să fiu respins.
așa că mai bine te resping eu pe tine înainte ca tu să mă respingi pe mine. Așadar, creștinii români au avut parte în cadrul conferinței de mesaje biblice de actualitate și pline de revelație, alături de un slujitor de talie internațională.